Dragi prieteni pescari, suntem la Carp Discount. Gazda noastră este Coco Popescu, prietenul și colegul nostru de emisiune. Am venit în acest magazin pentru a continua rubrica pe care am inaugurat-o acum câteva săptămâni, interviul emisiunii. Așadar, astăzi îl avem ca și interlocutor pe cel cunoscut în lumea crapistă drept Coco. Coco, o primă întrebare normală, logică, ce faci și ceea ce ar trebui să facă orice fel de pescar când ajunge pe o baltă, indiferent dacă o cunoaște sau nu? După cum am prezentat și în emisiunile trecute, eu consider cel mai important lucru localizarea peșterii. Markerul și tocat vadul de pescuit, căutate structurile, chiar dacă sunt lacuri cunoscute, de la partidă la partidă se mai schimbă lucrurile, mai ales acum am avut un sezon extra ploios și apa a curs din plin chiar pe lacuri, mai aduce mizerii, mai vin tot felul de chestii, crăci, na, și să cunoaștem locul de pescuit, să știm foarte bine locul pe care îl pescuim. I-am avut ca și interlocutori înaintea ta pe Cipică și pe Claumar, pe Claudiu. Amândoi spuneau ca și tine același lucru. Căutați structurile pentru că, teoretic vorbind și practic, peștele se ascunde în structuri. Acolo îi place să stea, dacă îi plauri, de acolo are și mâncare. Dar să spunem că în fața ta nu există nicio structură, însă există diferențe de nivel. Cum abordezi respectivele diferențe de nivel? Dacă există diferențe de nivel, în 75% din cazuri, peștele se hrănește în partea de sus a structurii. Dacă avem o denivelare, în partea de sus. El obișnuiește să stea în groapă, dar de hrănit se hrănește în partea de sus în cele mai multe cazuri. Dar există și cazurile când se hrănește în groapă, dar sunt mai rare acele. Toată lumea și căutați gropanul, nu? Cauți gropanul, vezi pe sonar, să zice că intri cu sonarul, găsești groapa, vezi peștele acolo și n-ai nicio trăsătură. Încearcă să muți montura și nada ta sus. Și poate așa vei avea rezultate. Deci ideea ar fi să găsești un prag. Exact. Pragul și pe partea de sus a pragului. Ai devenit și tu, începând din acest an, un producător de nadă. Deocamdată, pe cum se și vede, te-ai axat pe nada de arc, pe năuditor. Nu ai trecut către boiles. Întrebarea mea este una foarte simplă. Există nada perfectă? Nada perfectă, folosirea perfectă a nadei există. Nada perfectă nu există, tocmai de aceea în pescuitul crapului există, eu de exemplu am ca și gamă 12 arome. Nu poți să știi, poate merge pe dulce, poate merge pe carne, n-ai de unde să știi exact. Trebuie încercat. De-aia când avem la noi în partidele de pescuit porumbul flotant, de-aia avem 5, 6, 7 arome la noi. N-am luat-o, am avut partide, când am tocat-o, eu sunt adeptul pescuitului cu aromă de carne. Și în general cu aromă de squid. Am avut partide în care nu am avut succes cu aroma de squid, am făcut o suceală pe un usturoi, să zicem, și am început să-l bubui. Cam cum vezi tu că ar fi primăvara, vara și toamna în pescuitul la crab? Ca și aromă, eu unul sincer prefer aromele urât-mirositoare, aromele de carne, aroma de squid, aroma de octopus, halibutul, în toate perioadele anului. Dar, ca alternativă, tot timpul mai bag și un fruct, o căpșună, poți să bagi și o miere, dar ca și rezultate din testele pe care le-am făcut de-a lungul anilor, pe două paturi de nadă diferite, pe două pe vaduri egale ca și potențial, n-am ales un vad mai bun și unul mai prost, să zicem, defavorizez fruct. Am făcut chiar și un concurs în emisiune cu stres când l-am bubuit foarte tare pe stres, pentru că el a pescuit cu căpșună și am pescuit cu squid. Anul trecut pe pleaș. Exact, anul trecut pe pleaș. Și am bătut net și de fiecare dată în testele mele, carnea a bătut fructul. De fiecare dată. Ce îi sfătuiești pe pescarii de crab să facă în această perioadă anului pentru pescuitul la crab din punct de vedere al nădirii? Pentru că nădirea devine un lucru foarte important, cel puțin în mintea celor care se uită la noi, a pescarilor amatori. Putem să mărim cantitățile de nadă pentru că pe toamnă peștele se înrește mult mai tare ca să aibă resurse pentru iarnă. Deci un pat de nadă mai consistent n-ar strica, din contra ar ajuta, pentru că peștele, am zis, se hrănește, se pregătește pentru hibernat și recomand o nădire mai mare. La tine magazin am regăsit, ești unul dintre puținele magazine care are gamă foarte mare de semințe, la vrac, să le spunem așa. Cum se folosesc semințele în pescuitul la crab? Cea mai folosită sămânță este porumbul, de departe. Pe locul 2 este grâu și pe locul 3 este cânepă. Asta e clar. Care merg împreună amestecate. Mai ales în perioada asta când tenul se hrănește foarte bine și cam se prinde pe toate bălțile, se prinde ten, un pad generos de semințe îți mărește considerabil șansele de a prinde pește. Ce nu recomand? Nu recomand sămânță uscată. Deci asta e exclus. Pentru că peștele o mănâncă
și după aia nu mai mănâncă o perioadă destul de mare de timp pentru că nu are timp să o digere. Deci el câteva zile nu se mai hrănește după aia. Adică dacă facem omul sac de porumb și îl vărsăm, cum se practică foarte des în țara asta, nădiri de-astea de 20 de kilograme de porumb uscat, și e destul de riscantă chestia asta să o faci și peștele nu se va mai hrăni. Adică el se umflă și gata, pa la revedere, că nu o să mănânce până bubuie, nu? Și dă-ne și nouă, dezvăluie-ne o rețetă, așa, cu ghilimele de rigoare, de cum se face, cum se pregătește o porție de un mix de semințe, cum îl faci, cum ai face tu? Eu, ca să scurtez timpul de preparare, ca să nu-l las la umflat, să zicem, 4-5 zile, mai ales în perioada asta că s-ar putea să înceapă să fermenteze, eu, unul sincer, nu dau cu nada fermentată, nu-mi place nada fermentată, îmi place nada proaspătă, curată. Foarte mulți îi lasă la împuțit. Eu nu fac chestia asta. Bine, obiceiuri și obiceiuri, și pescari și pescari. Eu opăresc semințele, după care le mai las 24 de ore să-și tragă tot ce trebuie. În momentul când se răcește, abia atunci intervin cu aroma, betaina și celelalte substanțe pe care le pun în semințe. Dar de regulă pun aromă și betaina. Ești unul dintre cei, să zicem, câteva sute pescari de competiție. Ce înseamnă, ca să înțeleagă lumea, că există o diferență foarte mare între abordarea unei partide de pescuit de plăcere și o partidă de pescuit de competiție? Cum se abordează un pescuit de competiție? Eu, când mă duc la o partidă de plăcere, fac cam 25% din ce fac într-o competiție. Adică nu se vezi să schimbi lansetele la oră când te duci de plăcere. Chiar n-are rost. Te duci să te distrezi, să stai, să faci tu un grătar, să bei o bere, nu? Când mergi de plăcere. Timpul îți permite, nu te zorește nimeni. La competiție, dacă ai sforăit o oră, s-ar putea să vezi că ai vreo 100 de kg mai puțin decât unul care s-a mișcat repede pe lângă tine, adică poate să-ți treacă curentul pe lângă urechi. Am avut niște competiții tot așa câștigate cu pești bubuiți în ultima oră, de exemplu Cupa Pelican. În ultima oră aveam un avans de 2,5 kg față de locul 2 și a luat un pește de 4,5 kg, deci m-a depășit cu 2 kg, în condițiile în care eu nu mai prinsesem 30 de ore niciun pește. Și în ultima oră am luat un nouar, 2 optari și un 4,5, adică în ultima oră de competiție. Și așa am câștigat. Dar am fost consecvent, mi-am schimbat lansetele la timp, n-am ținut cont de treaba asta că nu trage peștele, mi-am schimbat lansetele la oră jumate, cam așa, și ca dovadă, peștele a venit și s-a hrănit la mine. Practic, din ceea ce spui tu, din ceea ce spune și Claumar, din ceea ce spune și Cipică și ceilalți pescari, de fapt, pescuitul făcut în aceste condiții chiar este un sport. Adică dacă n-ai condiție fizică, dacă nu poți să reziști ore întregi fără somn, n-ai ce căuta într-o competiție, cel puțin unde se punctează orice fel de pește. Nu. Mai ales în lacurile cu densitate foarte mare de pește, cum e Moara Vlăsiei, cum e Doripesco, cum este lacul Corbu de la Constanța. La Corbu, dacă ai sforăit o oră, s-a dus, trece trenul pe lângă tine. Echipa să se înțeleagă atât de bine, încât să se sincronizeze și cel care... Când e puțin timp de odihnă, imediat să fie speculat acel timp. Adică moțe în scaun, mai adorm jumătate de oră, mai scoate la 5 pești, dar acolo la Corbu trebuie o condiție, sau la Doripesco sau la Moară, trebuie o condiție fizică deosebită. Da, ca să dai o tonă de pește afară din apă, nu e ușor nici să care acea tonă, să iei peștele în brațe. Adică să iei un peștele de aici și să-l duci 10 metri mai încolo. Păi o tonă nebunești până-i carpă. Ai spus-o în emisiune și o repeți tot timpul, ai făcut-o și ultima oară când am fost împreună la Green Paradise, nu ești adeptul pescuitului plantat. De ce? Eu consider că pescuitul plantat se face barcă, sonar, zonele marcate și o pui tu cu mânuța acolo. Când ai drumul din cuvă la forfac și la bucata de nadă, într-adevăr, este un pescuit foarte eficient, că ai o nădire exact locală, pe, să zicem, un metru pătrat, ai tot ce trebuie acolo. Sincer, îmi place să fac toate chestiile astea de pe mal. Încerc să le fac cât mai bine de pe mal. Și acum să trecem la ultima parte, întrebările blitz. Pescuit de concurs sau pescuit de plăcere? Pescuiță. Partide lungi sau partide scurte? Partide lungi. Monturi puternice sau finețe? În general, finețe. Boilers sau boabă flotantă? Și. Prefer solubila. De regulă când merg și de plăcere, când merg de plăcere, tot timpul am două pe solubile, două pe plastice. Știucă umplută sau saramură de crap? Ceafă de porc la grătar. Pește pașnic sau răpitor? Crap pe primul loc, știucă pe locul 2. Săcules solubil sau năditor? Și sac solubil și năditor. Nădire cu cobra sau cu spombu? De preferat amândouă. Textil sau monofilament? Și textil și monofilament. Monofilament mă refer la amnezie. Nădire grea sau nădire localizată? Depinde de partida de pescuit aici. Adică dacă te duci după pește mare și faci o partidă lungă, clar trebuie să fie nădire izolată.
mai cu dichisuri, mai o montură mai deosebită, când te duci după ciortaniadă și după forță, nădire masivă. Și acum ai venit exact în întâmpinarea ultimele întrebări. Mare și puțin sau mic și mult? Mare și puțin, mai bine. Adică una e să faci o poză cu un pește sărit de 15 kg și alta e să ai 30 de pești de 3 kg, care n-ai ce face poze cu ei spectaculoase.